Rothbard mai discută aici în carte atunci când analizează și spune o altă problemă este faptul că gânditorii liberali au făcut greșeala să creadă că în darwinismul social, în darwinism, în primul rând. Da? Și deci să creadă că se aplică teoria aceea evoluționismului în cadrul social. Și spune una din consecințele acelei credințe a fost că schimbarea este implacabilă, dar că ea este foarte înceată. Și din cauza asta au fost dispuși să accepte gradualismul. Și pentru Rothbard asta e o problemă majoră, pentru că înseamnă abandonarea radicalismului, o dispunere a acceptării compromisului. Deci să accepti că unele lucruri nu se pot schimba imediat, dar că cu timpul ele se vor schimba. Deci e cumva un fel de evoluție istorică care nu poate merge decât în bine. Deci un meliorism din ăsta, iarăși o idee greșită.